Angajații care aleg să lucreze pentru antreprenori sau manageri permisivi sunt meniți să fie plătiți prost. Majoritatea oamenilor tânjesc să lucreze la un antreprenor prietenos care iartă greșelile de 10 ori, care nu concediază colegii neproductivi pentru că sunt o familie. I love you, mommy. Acești lideri leneși și imaturi nu fac altceva decât să-și sărăcească angajații. Dacă managerii tolerează colegii neproductivi pentru că ei confundă toleranța cu bunătatea, aceștia vor fi plătiți la fel ca cei care muncesc din greu și aduc rezultate semnificative. Dacă antreprenorii tolerează greșelile repetate, acele greșeli ajung să coste compania, ceea ce se va vedea în salariul pe care îl plătesc oamenilor. Iar dacă recrutează oameni de treabă cu potențial și frumusețe în suflet, dar fără abilități, munca angajaților buni va fi impactată într-un fel sau altul de ei, ceea ce va duce la o productivitate scăzută, care în final se traduce printr-un salariu mai mic pentru cei performanți. Acești lideri permisivi dau impresia că le pasă de oameni. Dar ceea ce fac de fapt este să-și protejeze într-un mod imatur emoțiile și să pecetuiască viitorul oamenilor pe care îi conduc într-un salariu de mizerie. Companiile nu pot plăti salarii mari dacă angajații lor fac foarte multe greșeli sau muncesc ineficient, iar responsabilitatea este a liderilor pentru că ei tolerează mediocritatea. Vrem antreprenori, manageri și lideri care plătesc oamenii după rezultate concrete și nu după rol, zâmbet sau nevoia lor de a fi plăcuți. Vrem lideri care nu tolerează angajații sub standard, pentru că astfel permit celor productivi să fie plătiți bine. România nu are nevoie de mai mulți lideri. Are nevoie de lideri maturi, care arată că țin la oameni prin a le oferi contextul potrivit să câștige mult, să devină independenți și să devină oameni de valoare în societate. Pe 25 mai susțin la Sala Palatului evenimentul Fundamental. Vorbesc timp de 12 ore despre unele concrete și filozofia necesară prin care antreprenorii pot să schimbe România pentru următoarele generații. Avem loc pentru 4.000 de antreprenori și lideri de companii, iar participarea este 100% gratuită. Intră pe tbf.ro și vezi dacă te califici.